Salutare, prieteni! Iată-ne din nou la pescuit. Vom avea parte de o partidă destul de scurtă, dar sper să găsesc ceva bivan pe acasă, așa că haideți să vedem. E, l-am luat în sfârșit. Primul bibanel. Primul, pa, și scăpa, mă. Primul bibanel, dar e micuț. Ia uitați cât e de mic. Un prichindel. Da, ataca foarte hotărât el așa. Mititelule. Hai să-ți dăm drumul, că ești prea mic, fugi. Na. Te-ai dus. Hai că fugi, fugi el. Și a revenit. L-am luat, mă! L-am luat! Așa, da! Micuț, dar viu-i! Stai! Stai, stai, stai! Aaa, mă înțepam, mă! Mă! O, nu te mai sperii atât, da! Ia, uite, mă! Stai, mă, cu minte, mă! Ce te sperii atât? N-am văzut, da! S-a murdărit, a căzut pe jos. Îmi pare rău, ăsta e micuț. Nervos. Hai să-i dăm drumul. Fugi. A venit, gata. I-am găsit ce îi place. Și ce credeți că îi place? AliExpress îi place. Am încercat și cu Reins și cu alte alea și a venit la gumă de pe AliExpress. L-am luat, mă. Da. Păi cum? Ah, nu cred. Nu. Nu cred că am luat sămătăi. Ce mă bucuram. Dar cum a venit ăsta la dropshot, bă, băiatule? Cum ai venit, mă, la dropshot, bun? Sai de capul meu. Mi-e și scârbă să pun mâna pe el, mă, crezi? Uite, mă, l-am luat. Ha-ha. Hai, nu scăpa. Uite bibanelul, altul micuț, așa. Vai, ce micuț e. Hai să scoatem guma. A dat el de câteva ore și până la urmă nu s-a lăsat. Mititelule. Da. Uf, stai, 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 stai. Stai cu minte, gata. Ți-am făcut o poză să te fac celebru și îți dau drumul, gata. Da, micuț, hai să le liberăm. Fugi. Gata. La... Haide să vă arăt cum se pescuiește în București. Da, cam așa. Un loc de pescuit. Aici, alt loc de pescuit, cu semințe și tot ce trebuie. Peturi, sticle, gunoaie, pachete de țigări, șervețele. Ia uitați, frumusețe. Așa. Cineva a petrecut aici la pescuit. Sticlele de bere nu și l-a mai luat. E, ia uitați. Alt loc de pescuit. A? Frumos de tot, frumos rău. Mai mare drag. Mai mare dragul să pescuiești aici.
Ca așa suntem noi, adică ne place să ieșim la pescuit și nu mai strângem după noi. Că de ce? Alt loc de pescuit. Au fost ceva oameni aici la pescuit, se pare. Cam așa arată o porțiune de dâmboviță.